Deci, să vă spun de ce am intrat în legătură de asta cu internetul, să vă spun într-adevăr că virusul ăsta cu COVID-ul cu ăștia chiar e de ăsta adevărat, adică s-a tot văzut și pe televizoare și pe peste tot, lumea știe deja, mi-e speriat, lumea intră pe sub patru deja a început la noi în sat. Că acum la vorbe aici, lângă, că e carantină la noi în sat și am venit cu, la vorbe aici să iau niște brături. Ei, la noi în sat, lumea s-a băgat pe sub patru, lumea, nu mai e lumea cum era, să vedeți cum le e frică, dar dacă te duci la unul și strănuți puțin sau ți-a curăț puțin muc sau de-alea, să sperie imediat, să vedeți cum, haide, s-a venit preotul la noi în sat acum, că a venit un preot ăsta, nu? Dar l-a trimis ăștia de la București, la Cleopatra, nu știu, de. Așa, așa a venit la noi în sat. S-a apucat să dea cu busuioace pe cai, pe câini, pe oi, pe copii, pe peste tot pe unde dat. Acum, preotul ăsta are și o tactică asta mai genioasă, de asta, cred că a citit el pe caz, pe televizoare, a văzut pe undeva. Și ce credeți că face? La ăștia care e îmbolnavi de COVID, le dă cu busuiocul, le ia câte o frunză de-aia de busuioc, le bagă în gura, le îndeasă cu pe gât ca să pupe gâtul cu degetul, pentru că degetul, că are, nu știu ce putere el, care are el o putere de asta, și bagă degetul cu tot cu busuioc, că îl frecă puțin acolo, până la la scoci, că nu are nimic. A fost atât de tușica mea, Veta, lui Veta. A fost dat tativeta și a mâncat a doua zi, n-a mai avut nimic. Bine, acum a murit, dar nu de la asta. Ea mai avea niște probleme de astea. Dar mă rog, acum mi-a lăsat, să bucuros că mi-a lăsat căruța. Ea a făcut pomană, într-adevăr, avea o vârstă nu chiar înaintată, 102 ani, dar totuși să mai putea lungi, mai ales că bunica, adică bunica mea, bunica lui bunica, a trăit 103. Putea să mai ducă un an, să zicem așa, pe bătaie. Pe bătaie, un an mai ducea. Așa. Dar nu asta, vreau să vă comunicați cu mine ca să pot să vă spun exact despre ce este problema. Problema este în felul următor. Doamnă, asta cu covizii și cu ce s-a discutat, eu, unul, să știți că cred 100%. De ce cred eu? Pentru că eu cred. Și dacă eu cred, trebuie să crede și dumneavoastră, pentru că eu cred cel mai mult. Eu sunt cel mai care crede, doamnă. Cel mai care crede. Că eu acum nu stau acasă, știți de ce? Că la mine în casă este așa. Soacra mea, frate meu, băiatul lui frate meu, gagica lui băiatul lui frate meu, nepotul lui băiatul lui frate meu. Știți cât e casa mea? Toți cu mă supat. Știți cum să doarme? Toată lumea doarme pe supat. Ca și a zis preotul. Să doarme numai supat. Păi și eu ce să fac acum? Stau la mine în casă să doarme supat? Păi să ne bun la icre, să doar sub pat. Nu-i corect așa ceva. Adică e un haos de asta. Vine să... De asta a venit la vorbiu. Stau aici la el. A venit să niște murături. Le plătesc. Bine că îi le plătesc. El face de-alea... Au așa de niște... Când dai murătura, o dai în patru, așa, o dai gogonea, gogonea aia mare, gogonea. O dai în patru, pui friptura, sare singură murătura că vede friptura, că e pe electric, pe wifi de ăla. Da? Și imediat, pac, bă, dar nu intru în detaliile astea, că astea sunt preferențiale la nivel de ce se mai întâmplă. Eu cred totuși, cred cu tăria tăriilor, că eu v-am zis că am o credință în mine, nu mai vorbesc, ca să se știe deja. Și cred că totuși, vaccinul ăsta care o să iasă acum, că e ianuarie anul ăsta, că e ianuarie anul... Poate nu ies, poate iese mai devreme. Cred că vaccinul ăsta o să ne trateze numai și numai pe unii care îi mai duce bibilicul, știți? Nu cred că îi tratează pe toți. Pentru că dacă nu te duce bibilicul, ăsta, vaccinul ăsta are ceva în el așa care nu funcționează la toată lumea. Vaccinul ăsta are ceva în el care tratează numai pe unii care îi duce bibilicul cât de cât așa. Că e care nu îi duce bibilicul, îi lasă într-un colț acolo și nu știi de ce. Păi, ce are că e? Nu funcționează vaccinul la ăia.
Înțeleg? Și, dar vaccinul e făcut cu... Și vaccinul o să trateze numai pe ăștia care ne mai pricepe la una, la alta, la... Pentru că funcționează deșteptăciunea asta și inteligența asta cât de cât să pupă cu vaccinul. Adică, dacă n-ai puțină de asta așa și vaccinul simte că tu ești... nu se bagă la tine. Te lăsă dracu, rămâi prost așa. Așa că ăștia care sunteți... aveți grijă, mai puneți mâna pe o carte, mai... că totuși... asta vreau să vă... de asta am intrat în televizor. Hai, sănătate! Vă... Crăciun... sănătate multă!